Internăm pe toată lumea. Asta a fost strategia guvernanților noștri când a izbucnit pandemia de coronavirus. Spuneau că este o boală imprevizibilă care trebuie monitorizată atent de către medici, chiar și în cazul pacienților fără simptome. Iar protocolul de tratament prevedea administrarea de antivirale încă de la apariția simptomelor ușoare. Ai bine, află că protocolul de tratament nu s-a schimbat, dar este valabil doar pentru cei care sunt în spital. Însă cei mai mulți bolnavi stau acum acasă și primesc de la medicii de familie recomandări pentru tratament simptomatic. Asta înseamnă medicamente care să le scadă febra, de exemplu, și uneori vitamine. Merg la spital doar atunci când se agravează boala, dar știi și tu, locurile în spitale sunt din ce în ce mai puține. Adrian Marinescu îți spune cum ar putea scădea presiunea asupra spitalelor. Util ca pe lângă tratamentul simptomatic, antiinflamator, să existe și tratament antiviral. Asta ar însemna că medicii de familie se poate să prescrie și medicamentul să existe în farmacii. Deci lucrurile ar trebui cumva schimbate la nivel organizatoric. Medicamentul vedet în primele luni ale epidemiei a fost hidroxiclorochina. L-au primit și bolnavii de la noi, la fel ca și un alt antiviral folosit pentru tratamentul cu virusul HIV, Caletra. Studiile au arătat însă că nu funcționează așa cum sperau medicii în infecția cu virusul SARS-CoV-2. Dar sunt antivirale care au rezultate bune și care ar putea fi administrate și acasă. Putem vorbi, de exemplu, de favipiravir. Favipiravirul, medicamentul folosit în Japonia de multă vreme și nu pentru infecția cu SARS-CoV-2, ar fi o variantă bună. Noi o folosim în spital, ușor de administrat. Ar mai fi, de asemenea, arbidolul. Aici e de discutat, pentru că arbidolul nu are aprobări clare la nivelul Uniunii Europene și aici e de discutat. El e clar eficient, noi l-am folosit, dar trebuie văzut care este cadrul legal, în așa fel încât el se poate folosi în farmacie. Ministrul Nelu Tătaru spune că se lucrează la introducerea arbidolului în protocolul oficial. Comisia de boli infecțioase împreună cu cea de terapie intensivă sunt cele care fac protocolul adaptat la un moment dat pe o evoluție, pe experiment clinic, pe studiu clinic care ne arată beneficiile. În condițiile în care consideră că acest beneficiu este și poate fi folosit la nivelul Uniunii Europene, va apărea și în protocol.